ce a pus mișto, am găsit aici pentru filmare și în același timp avem și o mașină mișto, aproape de colecție. De azi mă apuc să fac review la mașinile abonaților. Din păcate, pe unde s-a gândit abonatul meu, m-a băgat undeva pe câmp, adică ia uita și... Ce zva, frate? Și abia am spălat-o anul trecut. Ai vreun loc unde să nu se uite lumea la neciudat? Da, lasă-vă, uite că se uită indivizii ăștia de acolo. Bun. Astăzi review la o mașină aproape de epocă, are 20 și câți de ani are? 28 de ani, un Opel Astra F din 96. Nu prea am văzut așa multe să mai circule pe străzile noastre. Și să începem cu detaliile tehnice. Un motor de 1.6 benzină, cam arată de parcă are... 1.6 valve, motor pe carburație. Adică are carburator în loc de injectoare. Sau de fapt, proprietarul mi-a spus atunci că este injecție monopunct. Dar dacă nici tu nu știi ce are mașina ta... Ideea e că injecția monopunct și carburația sunt atât de similare încât mie mi se pare că se aceeași chestie. Am înțeles. Deci un motor 1.6 benzină, o valve, câți kilometri rulați are? 200 cât? 48 parcă. 248. Un sfert de milion, ce să mai... Da. Nu bate încă Loganul, dar asta e parte. Un sfert de milion de kilometri rulați. Și cât ai dat pe ea? Cât? Cât ai dat pe ea? Toți banii, am înțeles. Hai să prezentăm un pic. Nu am dat mult, îți dai seama, la... Un pic și bordul așa frumos, elegant. Îmi place că aici lumina o ai ca la Ford la mine. Astea așa nu le am. Ce mai avem pe aici? Un ecran care mi-a zis că nu mai merge. Radio presupun că nu e la original. Asta e de pe mașina veche. Uite, îmi place că e așa cu cheie. Dar problema e alta, ce te faci dacă vrei să scoți ceva din mașină în timp ce mergi, ceva din torpedou? Scoți... Dar nu e cu cheie, scoți cu ei dacă vrei. Eu am crezut că tot timpul... Da, am înțeles. Cutie de viteze, 5 trepte, mașalier, niște dotări în plus așa, aer condiționat, cred că are. Are automat, frumos, elegant. Surprinzător, această mașină are trapă. Schide-o și în modul celălalt. Surprinzător, această mașină are și... trapă, ceea ce e mișto, e manuală, dar ce mai contează? Măcar se zice că mecanica nu se strică niciodată. Ia uite ce frumos se trage. Cât se duce? Toată? Toată. Bă, mișto așa. Se duce plafonul. Chiar plafonul. Mișto așa. Ia, ai loc, ai cum să ieși cu capul pe acolo? Din mers nu prea cred că ai loc. Dacă dau scaunul mai în spate și nu mai țin așa ca suferițele? Da. Hai să vedem și spațiul, cum stai ca și pasager în ea. Ia să vedem cum vine la picioare. Mâncați aici gura ta, cât spațiu e aici. Nu sunt vreun pitic sau ceva, dar mai au loc 3 picioare aici și... Da, e foarte spațioasă, break, să ai mașină de toți banii. Cum testăm noi spațiu într-un portbagaj? Cât încape o vine. Ia închide. Ia-ți-dem, avem loc? Gata, acum poate să mă răpească să mă duc acasă. Și din nou aici ai spațiu destul. Deci poți să fii și un om supraponderal. Ca idee, am 1,80, vreo 74 de kg și e loc destul. Ia să văd și pe scaunul șoferului cum stau. Eu voiam să filmez și review la a mea. Un review așa după un an, dar pierd răsăritul ăsta de soare. Ai, ești norocos, bă! Ia să vedem. Bă, tu ții scaunul cam în față totuși. Deci de-aia aveam eu atât alu la picioare, că ții tu în față. Bine, tu ești și mai scund ca mine. Mă, spațiu așa în laterale este. Na, eu fi mai înalt, mi-aș da mult mai în spate. E volan original? Da. E mișto că nu s-a rupt așa. Mă, crezi că e mai bun ca la pe mașina veche? E bun atunci, că n-a fost nevoie să-i pui husă și nici nu prea s-a jerpelit așa. Mă, tu vezi că în ce stare? Mă, a fost mașină bună, în 2 ani devine de colecție și măcar... Măcar economisești vreo 80 de lei sau 60 impozitul aia după ce devine colecție. Da. Cât i-ai dat cel mai mult așa viteză? Ia? Da. 140. Câți cai are? 75, i-ai tras motor pe care l-aveai pe aia veche. 75, da, că eu știu ce motor aveai pe vechiul tău Opel. Ai zis că am de la pescui, parcă. Deci, nu mă știu dacă ai zis. Deci... Cam asta ar fi. Să o stăpâne sănătos, că de cât timp ai? 3 săptămâni. De 3 săptămâni? Lasă că e mașină bună. Uite, încă un detaliu pe care mulți nu-l fac e ăsta. Sună destul de groasă tabla. La altele, cum să spun, la mașinile noi,
E plastic, e plastic, da, alea noi sunt mai plasticoase. De-adevăr, sună cam gol, dar totuși te bazezi că e tabla groasă, pe vremea când se punea tablă ca lumea pe mașini, nu folie de aluminiu. Da, asta nu e o mașină pe care să ți-o cumperi, să o ții 10 ani. Nici nu, frate, dacă mă întreb cu mine, nu e mașină de ce. Populi mașină de că ești vorba aia, că vorba neamțului era mașină de cravarză. Mm-hmm. E o mașină de încredere. Pentru România, o mașină ca asta încă este bună. Uite, stai la țară și să mergi așa pe câmp, e ce trebuie. Scrieți în comentarii câți ați avut voi sau părinții voștri, că voi nu cred că ați apucat mașini din astea, sau dacă ați avut Opeluri, ce Opeluri ați avut. Dacă sunteți din zona Ialomița sau Urziceni, poate ne întâlnim odată să vă fac așa un review la mașina voastră. Da, nu mai stau să fac și un test drive pentru că se ridică praful și mai pierdem și lumina. Acum bag episod cu a mea.